Viața cu vioșilor părinți Simeon și Sava, ctitorii mănăstirii Hilandarul, care au trăit în anii 1190 de la Hristos. Sfinții aceștia erau din Serbia. Sfântul Simeon era tatăl Sfântului Sava și împărat al Serbiei, iar femeia lui se numea Ana. Ei erau de neam împărătesc, creștini binecredincioși și evlavioși, și mai întâi au născut doi copii, un fiu și o fică. După aceasta s-a îmbolnăvit împărăteasa și n-a mai născut fii. Dar având ei împărăție și bogăție multă, se rugau lui Dumnezeu cu lacrimi și cu postiri ca să le mai dea și alt fiu. Iar Dumnezeu, auzindu-le rugăciunea, le-a dăruit și al treilea fiu, pe de pomenitul Sava, pe care din vârsta cea din tâi l-au pus să învețe Sfânta Carte. Și în puțină vreme a învățat toate cărțile cele bisericești care se aflau în limba sârbească, și atâta înțelepciune, bună rânduială, smerenie și blând obicei avea, încât oricine văzându-l, îl iubea și de dânsul se cucernicea. Și cu cât creștea, cu atât se aprindea de dragostea acea către Dumnezeu, și alt nimic nu avea în mintea sa decât numai cum să placă lui Dumnezeu, făcătorului și ziditorului său. Ziua și noaptea ne-a încetat să ruga, nevoindu-se cu postiri, cu privegheri și cu toate alte răle pătimiri, fiind atunci de 17 ani cu vârsta. Și se ruga lui Dumnezeu ca să-l îmbrădnicească vieții celei după Hristos, de vreme ce foarte mult iubea fecioria, de aceea l-a îmbrădnicit iubitorul de oameni printr-un chip ca acesta. Niște părinți de la Sfântul Munte, auzind de faptele bune ale Sfântului Simeon, tatăl Sfântului Sava și mai vârtos că era foarte milostiv către cei săraci, s-au dus în patria Sfântului pentru milostenie. Între aceștia era unul de la una din mănăstirile Sfântului Munte, ce se numește Rusicon, care era rus de neam și foarte îmbunătățit. Pe acesta, văzându-l fericitul Sava și vorbind cu dânsul, l-a întrebat despre mănăstirile Sfântului Munte și despre rânduiala și petrecerea părinților, ca și despre altele care erau de trebuință la scopul lui. Și aflând toate de la dânsul, a plâns cu lacrimi, după aceea a zis către dânsul, Văd, părinte, că Dumnezeu, cunoscând adâncul inimii mele și scopul meu, te-a trimis la mine păcătosul." ca să mă povățuiești la calea cea dumnezească a mântuirii, că mult s-a veselit sufletul meu din dumnezeieștile tale cuvinte și mai mult nu pot să rămân în această lume înșelătoare, nici să mai văd slăbiciunile și nălucirile ei cele mincinoase. Deci te rog să mă înveți cum să fug de deșertăciunea lumii, și să mă învrednicesc vieții pe care o duceți sfinția voastră, pentru că părinții mei cugetă acum să mă însoare și pentru aceasta am hotărât cu un ceas mai înainte să fug și să mă duc la Sfântul Munte și iată acum cer sfat de la tine. Acestea, auzindu-le bătrânul, i-a răspuns, Văd, fiule, că scopul tău este dumnezeiesc și că dragostea lui Dumnezeu a stăpânit sufletul tău și de aceea cele ce cugeți se cuvine să le săvârșești mai degrab, iar eu voi fi împreună călătorul și povățuitorul tău până ce te vei duce la Sfântul Munte. Atunci, aflând chipul plecării din lume, fericitul Sava a trimis înainte la un loc pe bătrânul să-l aștepte, iar el s-a dus la părinții lui și a zis către tatăl său, Tată, am auzit că în cutare munte este mult vânat, deci mă rog să-mi dați voie să mă duc acolo să vânez și să mă și plimb puțin, iar de voi zăbovi puțin timp, vă rog să nu vă mâniați pe mine. Iar tatăl său i-a dat voie și slugi câte a voit, apoi la a binecuvântat. Deci venind Sava cu multă bucurie, a sosit la locul unde aștepta bătrânul despre care am zis, iar robilor le-a poruncit să șadă acolo și să-l aștepte. Iar el împreună cu bătrânul s-a dus într-un sat ce era aproape și acolo schimbându-și hainele cele împărătești într-o casă a unui sărac și îmbrăcându-se în ale săracului aceluia, s-au dus amândoi la Sfântul Munte și mergând în mănăstirea Rusicon, de unde era bătrânul, precum mai sus s-a zis, Acolo învăța de la bătrânul acela faptele bune ale vieții monahicești, pe care le săvârșea cu mare sârguință și ascultare, supunându-se și cucernicindu-se înaintea bătrânului ca înaintea lui Dumnezeu. Iar slugile lui, așteptându-l mult timp acolo unde le poruncise să-l aștepte și văzând că nu mai vine la dânsii, au început a căuta prin locurile cele din jur, dar negăstindu-l, s-au întors înapoi și au spus părinților lui cele despre fiul lor. Părinții, înștiințându-se despre fuga fiului lor, plângeau fără mângâiere și au trimis cu durere oameni în tot locul ca să-l caute. Căci nu puteau să sufere lipsa unui fiu frumos și prea înțelept ca acesta, pe care îl avea tatăl său moștenitor al împărăției sale. Și umblând oamenii cei împărătești, pretutindeni, au mers la Sfântul Munte trei boieri din trânșii și, făcând cercetare cu dinadinsul, l-au aflat în mănăstirea sus zisă și au căutat să-l ia. Dar Sava, în noaptea aceea pe ascuns, s-a suit în turnul mănăstirii, și a silit pe starețul său de la îmbrăcat în schima îngerească a monahilor. Apoi, scriind o epistolă despre deșertăciunea lumii, sfârșitul viacului, fericirea sfinților și despre munca cea nesfârșită, a trimis-o părinților lui. Și atâtea le-a spus prin scrisoarea lui și într-atâta umilință i-a adus, încât i-a hotărât pe amândoi să se facă monahi maica lui, ducându-se la o mănăstire femeiască, s-a îmbrăcat în chipul îngeresc și nevoindu-se s-a dus către Dumnezeu. Iar tatăl lui, lepădându-se de toate ale lumii și lăsând moștenitor al împărăției sale pe Ștefan, fiul său cel mai mare, a plecat la Sfântul Munte și întâlnindu-se cu Sava, prea iubitul său fiu, și împreună veselindu-se cu Duhul, a rămas acolo căutând să se îmbrace în chipul îngeresc și să viețuiască împreună cu fiul său lucru care s-a și făcut. Căci după obișnuită cercare și ispitire, fiul a primit pe tatăl său prin dumnezeescul și îngerescul chip și astfel Sava, fiul cel după trup, s-a făcut părinte după duh al lui Simeon, tatăl cel după trup. Deci au petrecut amândoi vreme destul în mănăstirea Vatopedu, căci acolo a fost aflat Sava de tatăl său, Simeon, fiindcă cel din tâi al Sfântului Munte, Protosul, l-a trimis pe el acolo mai înainte ca să se ascundă, ca nu cumva să fie iarăși căutat de tatăl său. Deci nevoindu-se ei cu nevoința cea bună, cu privegherile în fiecare zi, cu stările cele de toată noaptea, cu rugăciuni neîncetate și cu toate grelele pătimiri, ce se cuvin viețuirii monahicești, cele adevărate, și lui Dumnezeu bineplăcute, în puțin timp au biruit și au supus patimile trupului și au ajuns la săvârșirea faptei bune. Încât au întrecut și covârșit cu faptele lor cele bune pe toți părinții care în acea vreme se aflau la Sfântul Munte, și s-au făcut vase ale Sfântului Duh. Și de vreme ce vestea faptelor lor bune a îndemnat și pe mulți alți sârbi din împărăția lor, care au venit la dânsii și s-au făcut monahi, apoi, văzând ei că în fiecare zi se înmulțeau cei ce veneau, au fost silit să zidească o mănăstire. Deci, postind ei multe zile, priveghind și rugându-se Doamnei noastre născătoarea de Dumnezeu, ca să-i povățuiască unde este voia ei, cea sfântă, să zidească mănăstire, prin descoperire și prin arătarea în vedenia nopții de Dumnezeu insuflându-se și îndemnându-se, au zidit din temelie cu a lor cheltuială o prea frumoasă mănăstire a preasfintei născătoare de Dumnezeu care se numește a Hilandarului, în care Simeon, tatăl Sfântului Sava, Viețuind restul vieții lui cu, cu vioșie și cu plăcere lui Dumnezeu, s-au odihnit întru Domnul în ziua 13 a 13-a a lunii februarie. Iar după câteva vreme, când s-a apropiat ziua sfârșitului său, fericitul Sava a chemat pe cel din tâi al muntelui Protosul și pe părinții cei mai cucernici și au făcut priveghere pentru fericitul suflet al tatălui său. Și în vremea doxologiei a ieșit din mormântul Sfântului Simeon o negrăită bună mireasmă, încât a umplut toată mănăstirea și apropiindu-se de mormântul lui au văzut izvorând mir din mormânt și au slăvit pe Dumnezeu care preamărește pe cei care îl preamăresc. Iar fericitul Sava a avut mare bucurie în sufletul său, căci s-a încredințat despre fericita desfătare a sufletului tatălui său și desfințirea sfintelor lui Moaște, iar de atunci a început aș adăuga mai mult postul, privegherile și celelalte nevoințe ale pusniciei pe care cu neputință este a le scrie cineva cu amănuntul. Dar de vreme ce nu era chip să se ascundă fapta cea bună a sfântului Sava, fiindcă se făcuse cunoscută tuturor, pentru aceasta veneau la dânsul mulți în fiecare zi, cerându-i învățătură și povățuire duhovnicească și mai ales cel din tâi al muntelui Protosul, cu toate că era și el îmbunătățit și purtător de duh, însă avea pe fericitul Sava cel din tâi sfetnic, ba încă și ceilalți proiestoși, ai celorlalte mănăstiri nu săvârșeau niciun lucru fără sfatul și socoteala lui, fiindcă darul Sfântului Duh, care locuia în trânsul, îl lumina să înțeleagă și să grăiască toate cele de suflet folositoare și mântuitoare. Și într-atâta dragoste îl avea cel din tâi al Sfântului Munte Protosul și ceilalți, încât l-au silit foarte mult să se hirotonească preot iar smeritul cugetător Sava zicea către dânsii că nu este vrednic și de multe ori fiind silit, se ascundea. Mai pe urmă de toate, ca să nu se arate neascultător, văzând că era și voia lui Dumnezeu să se hirotonească, a zis, facă-se voia Domnului. Și așa s-a hirotonisit diacon și preot în mănăstirea sa de către Nicolae, care atunci era episcop al erisului. Iar Constantie, care era atunci mitropolit al Tesalonicului, auzind de faptele bune ale Sfântului, L-a adus în Tesalonic cu multe rugăciuni și vorbind cu el câteva zile și mult folosindu-se el și episcopii și clericii lui și tot poporul, apoi întărindu-se toți de obște din învățăturile lui cele de suflet folositoare, mitropolitul, înțelegându-se cu episcopii lui și cu tot clerul, într-o duminică, când Sfântul învăța pe popor în mitropolie, fără de veste, l-a făcut arhimandrit chiar nevrând el. Iar Sfântul, pentru cinsta cea mare ce îi făceau mitropolitul, episcopii și tot poporul, a fugit pe ascuns de acolo și a venit la mănăstirea lui. Iar în vremea împăratului Teodor I. Lascaris, 1204-1222, fericitul Sava a fost trimis la împărat de cel din tâi protosul al Sfântului Munte și de ceilalți proiestoși pentru oarecare trebuință ale muntelui. Împăratul cu toată suita, cu patriarhul și cu tot clerul ședeau atunci în cetatea Niceei, fiindcă Constantinopolul, îl luaseră atunci latinii de la Duca, împăratul care se poreclea Murțuflon 1204, și împărăția grecilor era atunci în Niceea. Deci, s-a dus acolo sfântul și s-a întâlnit cu împăratul care îi era și rudenie, căci nepotul sfântului luase în însoțire pe fica împăratului și nu atât pentru rudenia aceasta, cât pentru fapta cea bună a lui, împăratul dorea de foarte multă vreme să-l vadă. Deci, bucurat cu mare bucurie, s-a bucurat dacă a văzut pe Sfântul și l-a primit cu mare cinste, vorbind cu dânsul și mângâindu-se de fapta bună a lui, i-a împlinit deci îndată toate cererile lui și l-avea în mare evlavie și a isprăvi numai treburile Sfântului Munte, pentru care fusese trimis Sfântul, dar a vestit împăratului și despre Serbia, patria lui, că nu are arhiereu și l-a rugat să vorbească cu patriarhul care era atunci și să facă pe cineva arhiereu al Serbiei. Deci chemând împăratul pe patriarh, a vorbit despre Sfântul și despre Serbia, că nu are arhiereu și că ar trebui să facă pe cineva care ar fi vrednic și împodobit cu fapte bune. Iar Patriarhul, vorbind cu Sfântul multe zile și încredințându-se despre petrecerea lui cea îmbunătățită, a cunoscut că el este bun de vrednicia cea apostolească a arhieriei, apoi, întâlnindu-se cu împăratul și vorbind amândoi despre pricina aceasta, a hotărât să-l fac arhiepiscop al Serbiei și al Peciului pe Sfântul Sava, chiar și nevrând Sfântul. Și silindu-l așa multe zile, patriarhul l-a hirotonisit arhiereu și mitropolit al Serbiei și al Peciului, iar împăratul a făcut în ziua aceea bucurie și ospăț mare. Iar Sfântul, după ce s-a hirotonit, s-a dat la mai multe nevoințe, și la pusnicie și astfel s-a dus la eparhia lui învățând în fiecare zi turma sa, cuvântul Evangheliei și petrecerea cea după Hristos, iar pe cei drept credincioși îi întărea în buna credință și în fapta bună. Apoi, pe eretici cu darul și cu dulceața învățăturilor lui, îi întorcea de la Ieres către buna credință, încât în puțină vreme pe cei necredincioși și eretici care era în eparhia lui, i-a făcut drept credincioși. Și toți îl aveau nu numai ca păstor și dascăl, dar și zbăvitor și mântuitor al lor. Și punând în bună rânduială cele ale mitropoliei și eparhiei sale, s-a dus iarăși în Sfântul Munte, unde a întâlnit și a văzut pe părinții mănăstirii sale, iar după câteva zile a adunat pe toți frații și le-a spus că de multă vreme a avut o mare dorință să se ducă la Ierusalim, ca să se închine preasfântului mormânt al Domnului nostru Iisus Hristos. Și învățându-i mult și luând rugăciunile lor într-ajutor, a plecat în Palestina. Deci, cu ajutorul lui Dumnezeu, în puține zile ajungând acolo, l-a primit Atanasie, patriarhul Ierusalimului, care într-o duminică, a slujit Sfânta Liturghie cu Sfântul către care a zis să se roage pentru popor și să-l învețe pe dânsul. Apoi, într-atâta dragoste și evlavie, îl avea patriarhul, clericii lui și tot poporul, încât nu voiau să se despartă de dânsul și veneau în toate zilele să audă învățăturile lui, cele folositoare de suflet. Deci închinându-se pe la toate sfintele locuri, cu multă evlavie și umilință, vărsând lacrimi multe peste sfântul mormânt, s-a întors. Deci, voind să se întoarcă iarăși în eparhia sa și plutind către împărătească cetate, în puține zile a ajuns la Niceea și s-a întâlnit cu împăratul Ioan III Vatațes, 1222-1254, care era rudenie cu Sfântul și l-a primit cu mare evlavie și cinste. Apoi împăratul s-a bucurat foarte și a preamărit pe Dumnezeu că l-a învrednicit să ia rugăciune și binecuvântare de la dânsul, asemenea și împărăteasa și l-au făcut amândoi părinte duhovnicesc al lor. Zăbovind sfântul acolo pe urma a hotărât să se ducă iarăși la sfântul munte. Și de vreme ce împăratul îl avea și părinte duhovnicesc, i-a dăruit cinstitul lemn și alte sfinte moaște și vase scumpe. Apoi l-a trimis la mănăstirea sa, Hilandarul, cu o corabie împărătească, unde ajungând cu ajutorul lui Dumnezeu, a lăsat cinstitul lemn la sfințita sa mănăstire împreună cu sfintele moaște, și cu câte i-a dăruit împăratul. Rămânând destulă vreme și povățuind pe părinți și punându-le egumen îmbunătățit ca să-i păstorească, s-a dus iarăși la eparhia sa și păscând pe cei de acolo cu plăcere de Dumnezeu, a luminat toată Serbia cu razele faptelor sale bune și cu ale dumnezeieștilor lui învățături. Și păzind o nevătămată de lupii cei gânditori, a povățuit-o cu înțelepciune pentru staulul ceresc. Dar de vreme ce și în părțile acelea erau atunci multe resuri, Sfântul a ieșit și în alte eparhii și le învăța apostolește înconjurând multe feluri de locuri și povățuind către buna credință pe mulți eretici și necredincioși, apoi s-a dus și a doua oară spre închinare la Sfântul Munte. De acolo, iarăși trecând prin cetăți, învăța popoarele și multe minuni făcea, pe care le-am lăsat deoparte spre scurtare. Însă numai aceasta o spunem, că învățând apostolește în multe feluri de locuri popoarele împreună cu alți trei pe care îi avea cu sine, a venit la târnovul cel mare și l-a primit cu mare cinste Asan, atunci împărat al târnovului. 1218-1241 ca o rudenie a Sfântului. Apoi venind praznicul arătării, botezul Domnului, Sfântul a slujit Sfânta Liturghie și făcând sfințirea cea mare a apei, s-a făcut o minune ca aceasta. Când a pus după obicei cinstita cruce în apă ca să o sfințească, s-a desfăcut apa prin mijloc și a stat ca un zid iar cei ce erau de față văzând acestea s-au minunat și au preamărit pe Dumnezeu. Iar împăratul s-a cucernicit foarte mult înaintea Sfântului și l-a rugat să șadă acolo până la Sfintele Paști, căci el s-a dus în alte locuri pentru niște treburi împărătești, și astfel Sfântul a rămas acolo. Și după puține zile, îmbolnăvindu-se și mai înainte cunoscând sfârșitul său, a chemat pe ucenicii săi și a învățat cele către mântuire. Apoi le-a dat sfintele moaște și alte sfinte odoare bisericești câte avea la sine. Deci auzind arhiereul care era atunci al târnovului despre boala sfântului, a mers la el și văzându-l foarte bonlav, a voit să vestească împăratului. Iar sfântul, cu smerenia sa cea obișnuită, nu l-a lăsat, ci mai ales i-a zis: Te rog foarte mult să nu înștiințezi pe Împăratul, nici prea Sfinția ta, să nu te mai ostenești venind aici, ci mergi cu pace și roagă-te pentru mine, ca milostivul Dumnezeu să ne înfrednicească a ne întâlni și a ne vedea în Ierusalimul de sus. Și astfel, într-o noapte de sâmbătă, mai înainte de a se lumina spre Duminică, s-a împărtășit Sfântul iarăși cu Sfintele și Preacuratele Taine și atunci a strălucit fața lui și s-a umplut de bucurie și de veselie. Apoi zicând de trei ori, slavă ție Dumnezeule, și-a dat Sfântul său suflet în mâinile lui Dumnezeu. Iar dimineața a venit Mitropolitul Târnovului cu clerul său și cu tot poporul ca să îngroape Sfântului trup din care ieșea o bună mireasmă negrăită încât toți s-au minunat și nu știau unde să-l îngroape. Și fiindcă atunci era aproape de acolo împăratul, i-au făcut în științare și acesta a poruncit să-l îngroape în mănăstirea sa, cea zidită în numele celor 40 de sfinți mucenici, deci acolo cu multă evlavie și cinste l-au îngropat. Iar după puține zile, Venit și împăratul a mers mai întâi la mormântul sfântului și cu lacrimi, l-a rugat să-l ierte că pentru păcatele sale nu s-a întâmplat acolo. Apoi a poruncit și a pus deasupra mormântului sfânt o cruce și marmură prea frumoasă și a aprins candelă, iar câți bolnavi mergeau cu credință și cu evlavie la dânsul, se tămăduiau. Sfântul avea doi nepoți, Rautoslav, care era ginere al împăratului Teodor Lascareos, și Vladislav, care era ginerele împăratului Asan și împărățea atunci în Serbia, 1228-1234. Aceștia, înștiințându-se despre moartea Sfântului, asemenea și Arsenie, care era atunci mitropolit al Serbiei, pe care Sfântul îl hirotonise mai înainte, ca diadoh al său, s-au întristat foarte și auzind împăratul despre minunile ce le făcea sfântul, a hotărât să ceară sfintele moaște împăratului Asan, socrul său. Deci Vladislav, 1234-1243, a scris către socrul său cu rugăminte, trimițând și câțiva boieri ca să ia sfintele moaște, însă împăratul Asan nu le-a dat. A scris apoi și a doua oară ginerele său cu multe rugăminți, trimițând și pe boierii cei mai mari cu multe daruri, dar nici atunci nu le-a dat ci nu mai a răspuns, fiindcă Dumnezeu a economisit să moară Sfântul aici, nouă ne-a dăruit această vistierie. Și deci, cine sunt eu să stau împotriva Sfântului Domnului? Astfel a trimis înapoi pe boierii cei trimiși. Atunci, Vladislav, văzând că nu reușește nimic cu trimișii săi, a luat cu sine pe boierii cei mai de frunte și a pornit să se ducă el să ceară pe sfântul. Și ajungând la orașul Târnovo, s-a dus mai întâi la mormântul sfântului și, plângând cu lacrimi fierbinți, a zis: O Sfinte al lui Dumnezeu și al nostru Părinte prea cinstit! pentru ce ne-ai urât pe noi păcătoși și nu voiește a veni în patria ta, căreia ai fost nu numai păstor, ci încă și mântuitor? Tu ne-ai mântuit din rătăcirea diavolului și la adevăr ne-ai povățuit. Tu ai izbăvit turma de resuri, fiind bolnavă, ai tămăduit-o, primejduindu-se cu moarte sufletească, a inviat o Cu slujbe duhovnicește ai împodobit-o, cu sfințite rânduieli, cu puneri de legi mântuitoare și acum o lași Sfintea lui Dumnezeu lipsită de sfințenia dumnezeieștilor tale moaște? Cum o lași cu totul săracă de comoara dumnezeiescului tău dar și uscată de prea dulcele izvor al minunilor tale, părinte prea milostiv, fieți milă și treci cu vederea păcatele mele și ale poporului tău, care în tot chipul am greșit ție și vin la noi deși suntem nevrednici și păcătoși deci nu ne lăsa lipsiți de venirea și ocrotirea ta astfel rugându-se Vladislav împăratul Serbiei cu multă umilință pe mormântul sfântului a mers în urmă la socrul său și în noaptea aceea a văzut socrul său pe sfântul ca un înger purtător de fulger poruncindu-i să dea sfintele lui moaște ginerelui său ca să le ducă în patria sa. Deci dimineață împăratul Asan, adunând tot poporul și pe mitropolit cu clerul său și arătându-le pricina, a luat pe ginerele său și cu cântări de psalm cu făclii și cu tămâieri, deschizând mormântul Sfântului, O minunile tale, Hristoase împărate! Locul acela s-a umplut de bună mireasmă negrăită, fața sfântului strălucea ca soarele, și toți, minunându-se, strigau, Doamne miluiește! Atunci, cu mare bucurie și cu litanii, călătorind pe jos, amândoi, împărații, socrul și ginerele, au scos sfintele moaște până afară din Târnovo. Aici luându-le împăratul Vladislav, le-a dus cu mare bucurie în patria sa. Iar câtă bucurie s-a făcut în ziua aceea, cine poate să o scrie cu amănuntul? Cine poate spune minunile care s-au făcut într slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, a Preasfintei Treii, căreia îi se cuvine slavă, stăpânire, cinste și închinăciune, în vecii vecilor, amin.